Salutare, Alvagin, și bine am regăsit la un nou clip pe canalul de gaming. Am revenit după 15 milioane de ani. Chiar vreau să-mi cer scuze pentru persoanele care au fost abonate la canalul ăsta, iar eu am fost inactiv. Deci, în primul rând vreau să încep prin a spune chestia asta. Îmi pare foarte, foarte rău dacă ești printre persoanele care sunt abonate la canalul ăsta de mult timp, iar eu am fost atât de inactiv și pur și simplu nu am postat. Se poate spune chiar că nu mi-a păsat, nu știu ce a fost cu mine, n-am avut deloc chef să postez videouri de gaming o perioadă extrem de lungă de timp. Între timp s-au întâmplat multe lucruri, pe exemplu m-am lăsat de LOL, deci cei care vreți să mai vedeți LOL pe canal, nu prea mai sunt șanse, nu mai îmi place LOL-ul, mă joc Fortnite, cum vedeți acum, și Roblox. Dar hai să vă povestesc cum o să se întâmple lucrurile de acum. M-am gândit să fac, pur și simplu, adică în primul și în primul rând probabil vă întrebați de ce joci Roblox și de unde până unde Roblox. Și sper că vă place caracterul meu, e frumos, nu? Sasuke, gen, seamănă, e tare, e drăguț. Ideea e că eu, de fapt, ce vreau să-mi cumpăr? Acum vreau să-mi cumpăr tool, îmi trebuie 2000 pentru crowbar. Ok, bine, deținu minte. Ne jucăm niște mining simulator pentru episodul de astăzi. Vreau doar să mă familiarizez așa cu filmatul din nou. Mi-e un pic dubios să filmez Roblox pentru că e prima dată când o fac. Și se pare că mă descurc decent, nu-i așa? Ia ziceți, mă descurc bine sau nu? Hai să pun noi aici o groapă pentru noi, cât mai adâncă, să găsim din alea scumpe. Dar hai să vorbim, pentru că de-aia suntem în clipul ăsta de astăzi, vreau să vorbesc un pic cu voi, să știți și voi despre ce este treaba și ce se mai întâmplă. Ei bine, da, am lipsit extrem de mult și vreau să revin cu clipuri cât mai dese. Care-i faza? Bine, o să am destul de multă treabă și perioada asta, pentru că deja am început să am treabă destul de multă, cum am și zis. Nu prea mai sunt atât de liber, nu mai stau non-stop acasă și chestii, dar o să încep să filmez cât de des posibil și dacă văd, asta vreau, vreau să văd, nu știu cum să vă zic eu vouă, de-aia vreau să-mi și promovez acest canal pe canalul meu principal de vlog, pentru a veni cât mai mulți oameni să se uită la mine aici. Mie îmi place să văd susținere când postez videoclipuri pe YouTube, mă înțelegeți? Mai ales că eu fac YouTube overall de 2 ani și în ăștia 2 ani credeți-mă că am avut suficient timp în care să nu mă bucur de susținere. N-am avut această susținere de la început. De aceea acum când filmez și editez îmi doresc susținerea aia, vreau să văd susținerea aia de la voi și de aia chiar vreau să văd susținere în continuare cu multe like-uri. De aia zic, apăsați butonul de like la clipul ăsta și da, să vedem, vreau să văd activitatea aia, știți ce zic? Să-mi comentați la videoclipuri, să vorbim, să jucăm ce jocuri vreți voi, să jucăm în afară de Roblox, desigur, să ne jucăm și Fortnite, pentru că am început să joc din ce în ce mai bine Fortnite și alte chestii, o să venim și cu live-uri și alte nebunii. Deocamdată cu siguranță să le țin pe canalul cel mare, dar după poate le mutăm pe canalul ăsta, eu asta aș vrea, pentru că ăsta e canalul de gaming, practic. Poate să readucem și Minecraft, o să facem multe, multe lucruri, sper să vă placă ideea asta și sper încă să mă mai urmăriți, chiar dacă am lipsit atât de mult timp, dar v-am spus. O să revin cu multe, multe chestii. Chiar aș vrea totuși. Acum, gen, vorba între noi fie, vreau să mă joc Roblox pe canal. Adică îmi place foarte, foarte mult. Mi se pare un joc extrem de liniștitor și extrem de interesant. Adică, uitați-vă și voi, Mining Simulator este genial și multe alte chestii sunt geniale. Adică eu, spre exemplu, vreau să joc și Tycoon-uri, vreau să joc mai multe chestii. Spuneți-mi ce este interesant și ce ați vrea să vedeți pe Roblox de la mine. Iar eu o să încerc acolo să filmez și să mă joc pentru voi. Hai să mai săpăm un pic în jos. Da, deci cam asta este treaba cu canalul. N-am mai postat de extrem de mult timp. O să încerc să fac videoclipuri cât mai des pentru voi. Chiar îmi pare rău că n-am mai postat gaming, mai ales având în vedere că eu mă joc. Nu e ca și cum sunt de la care nu se joacă deloc. Nu, eu chiar mă joc. Și asta e nașpa, că eu mă joc, dar n-am postat. Practic, înțelegeți ideea? Unde înțelegeți unde încerc să bat. Și vreau să postez mai des. Vreau să postez mai des, chiar vreau să fac chestia asta. O să săpăm o dată din asta lungă, rău de tot. O să apă groapă lungă rău de tot până dau de chestii super scumpe. M-am făcut mai devreme, dar o să facem una de la zero, pentru că oricum avem crowbarul ăsta și ne mișcăm super repede. Îți vindem și ne-am dus. Cât e următorul backpack? Că trebuie să-mi iau următorul backpack. Vreau să văd acolo un pic de hype în comentarii, să vedem dacă sunteți hype care vin. Și sper să nu vă deranjeze, cum am zis faza aia cu Lolus, pe exemplu, că n-am ce să fac. Uite, pot să iau direct pe aici, e mai simplu, nu? Wow, man, glumești? Hopa, putem? Putem să fac aia. Wow. Wow, unde am ajuns? Sunt blocat, nu-i așa? Stai, bro, eu sunt blocat.
Te rog, stai. Upgrade, please. Du-mă la upgrade, doar ieși de acolo. N-am vrut să cad în toată chestia asta. Vreau să... Uite, aici. Hei, salut. Ok, eu o să mă duc încoace. Eu am să mă duc încoace. Da, cred că ați înțeles destul de mult de lucruri deja. Nu prea mai am ce să vă mai zic. Asta e ideea. Bun. Nu prea mai am ce să vă mai zic, asta este ideea, cred că ați înțeles. Vreau să văd hype în comentarii că am revenit și că o să postez în continuare, cel puțin așa zic eu. Și chiar vreau să mă țin de treaba asta, adică să nu doar să zic că vai doamne să postez în continuare. Nu, chiar vreau să postez în continuare și vreau să fac cât mai multe clipuri pentru voi, cum am și zis. Mamă, dacă câți bani fac de aici. Shit. Da, asta era faza la mine și mai era și faza că Roblox, ăsta, nu Roblox-ul, pardon, ăsta, Fortnite-ul era jocul care era destul de în trend, adică e în trend, Roblox, cred că toată lumea, ăsta, Fortnite, cred că e jocul pe care îl joacă toată lumea în momentul ăsta, nu? Adică, eu așa știu, că toată lumea joacă Fortnite, iar eu nu sunt așa de bun la, adică nu eram, acum sunt mai bun, chiar joc destul de decent, părerea mea, deci 3500, wow, destul de scump. Joc destul de decent și Fortnite acum, deci vreau să postez și Fortnite pentru că am început să mă joc pe solo destul de mult. Înainte chiar nu făceam chestia asta și acum mi se pare că e tare. Chiar îmi place jocul. Și ce ar trebui să mai sparg? Aș vrea să mă duc în jos. Uite, sparg cuprul ăsta și mă duc în jos așa. Mamă, dar aici suntem oricum destul de jos și nu prea găsim mare lucru, vedeți și voi. Dar bine și când găsești ceva aici, te umpli de bani. Îmi trebuie backpack mai mare odată, 3500 este enorm. N-a făcut nimeni vreo mină undeva unde să mă bag și eu să fac treabă? Serios? Ok, aici mă duc. Pe bune? Upgrade, wow, nu pot să sap acolo. Am înțeles chestia asta. Minor mic, îți mulțumesc pentru aia. Ok, bun, am ajuns bine? Am ajuns exact în același loc în care am fost și până acum. Dar eu totuși trebuie să sparg stone-ul ăsta pentru că îmi stă în drum ca să sar și eu acolo. Bun. Bun, am reușit. Hai că aici avem mult silver, putem și noi să facem bani în sfârșit. Deci mie, cum v-am și spus, îmi place extrem de mult acum să mă joc Roblox, de-abia bine am luat. Și mă distrează și cred că și vouă v-ar place episoade de Roblox. Și Fortnite, ce mai îmi place. Adică alte jocuri nu prea mai știu ce aș mai putea să mai joc, pentru că nu prea se mai uită lumea la orice, știi? Și nu prea sunt jocuri mari fără de tot care să fie perioada asta scoase sau jocuri la care să se uite multă lume în afară de, cum am zis, Fortnite, poate și Roblox. Vedem, oricum e un joc marfă. Dar da, cam asta vreau să vă zic. În rest, acum hai să mai jucăm câteva minute. Să ne jucăm, pur și simplu, să nu mai vorbim despre absolut nimica. Pentru că n-am ce să vă mai povestesc decât despre planurile mele. Cum am zis că vreau să revin malefic așa pe canalul de YouTube de gaming, pentru că l-am lăsat în pană și aici a fost extrem de nașpa. Și vreau să revin cu totul acum pe chestia asta. Bun, dă-i sell. Wow, că am venit cu banii aia grei. Luăm direct backpack, îți 5.000, mamă, păi dar mai stăm și luăm pe ăsta de 5.000, ce sens are să luăm pe ăla de 3.500, n-are sens. Miner Mike, salut frate, îță, țuleanu, 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 cred că mă mai duc în jos, aici cred că am fost chiar eu, simt eu așa, nu? Nu știu, trebuie să mă duc în jos că stau degeaba aici, că știu ce ar trebui să fac, dar, mamă, dar cum ți se umple chestia asta, frate, de ce? E real. Mi se umple backpack-ul. Aulu, ai mă frate, ați venit voi să-mi furați pâinea de la gură. Ce-i cu coarțul ăsta, îl vreau eu. Bă, ești... Mamă, ce copil, copac, mâncați așa. Am luat eu chestul. Așa, bun. Lasă-mă să sparg lucrurile, pe bune. A, am căzut și eu. Da, genial. Wow, ăsta are 4.000. Wow, de unde ai 4.000, frate meu? Cât ai jucat? Bro. A, și să nu mai zic, intrasem pe Roblox și mi-a dat mesaj aici, era o fetiță care probabil se uite și la clipul ăsta, cine știe. Ești cumva Alvarez, vloggerul? Și am zis că da, eu sunt, dar sunt nou pe Roblox și nu știu cum se joacă. Poate mă îndrumi tu, dar nu m-a îndrumat. Da. Și vreau să vă arăt noul meu tatuaj, nu știu dacă l-ați văzut. Tatuajul ăsta. Da, nu se vede extrem de bine.
Nu vă faceți tatuaje pe gât, copii, pentru că părinții voștri o să vă omoare. Pe mine nu m-au omorât, dar pe voi sunt șanse mari să vă omoare. Și nu vreau să le spuneți că din cauza mea v-ați făcut tatuaje pe gât, pentru că ați văzut la mine. Nu vreau să se întâmple chestia asta, deci da. Bun, cam atât clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, Alva Gang. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex și voi reveni pe YouTube. O încheiere perfectă și pe măsură.